Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, avem așa un caz cam ciudat. Nu știu cum să... Nu-mi dau seama cum să ne poziționăm. Și am vrea să vă auzim. Deci un copil care vindea suc, socată de fapt, într-un parc din municipiul Motru, a fost oprit de un polițist local care l-a evacuat escortându-l afară din parc. Asta este știrea pe scurt, dacă e să faci rezumatul știrii. Copilul provine dintr-o familie care nu are probleme financiare, scrie presa locală citând poliția. Aici întrebarea e de ce a ținut poliția să spună asta, să precizeze, adică... Pentru că facem foarte ușor diferența între cei care sunt bine și care nu sunt bine și privim diferit. Și care ar fi în mod automat. Problema? Adică păi nu dacă e nicio problemă teoretic, dar așa facem noi. Adică dacă era într-o familie săracă, trebuia dat afară sau... Adică nu înțeleg care e legătura. Știi? Bun, e dintr-o familie săracă, vinde socată și polițistul ce reacționează altfel sau cum? Adică... Nu, dar în sensul probabil au vrut să sublinieze că nu vindea socată de foame. Și vindea dacă socată... vindea socată de foame... Ce avea? Așa era mai o schimbă. Avea circumstanțe. Și, da, asta de ce să n-ai circumstanțe? Că poate că puștiu voia să facă asta, cum să spun, inclusiv de plăcere și doi, ca să-și dezvolte spiritul antreprenorial. E un lucru care se întâmplă în alte țări. Copiii fac limonadă, vând, strâng fonduri pentru ceva. Abar n-am. Să-și cumpere o minge. Să... Da. Incidentul a fost relatat de un martor. Martorul s-a declarat indignat. Și aici indignarea, și aici e discuția. Deci citez ce zice martorul. Avea o măsuță, copilul, da? Cu față de masă pe ea, pahare și un bidon plin și unul aproape gol de socată. Puteai să vezi fericirea din ochii lui cu fiecare pahar pentru care primea 3 lei. Deci 3 lei paharul de socată. Dar, cum spune, a apărut un polițist local, aparent în urma unei sesizări, polițistul i-a cerut copilului să-și ia lucrurile și să plece la piață, dacă vrea să vândă, pentru că acolo se vând astfel de lucruri, i-a zis polițistul. Citez din nou din ce zice martorul. Băiatul a strâns masa, a împachetat frumos fața de masă și a încercat să plece cu toate, oprindu-se la fiecare câțiva pași, pentru că pierdea câte ceva. Aparent, copilul a fost intimidat de prezența polițistului, cum e și firesc. În acest timp, domnul de la poliția comunitară mergea în spatele lui și îi dădea paharele pe care copilul le pierdea pe drum. Și am încheiat citatul. Acum, deci băia bun, polițist. Discuție și controversă. 0372069599. Ce părere avea? Adică dacă ați fi șeful poliției locale, să zicem, într-o astfel de situație, ce ați face? Pe de o parte, ce au polițiștii, știm o atină, ce au polițiștii cu bătrânelele care vând pătrujel pe bordură și cu copiii care dau socată în parc? Nu putea să-l lase în pace, etc., etc. De cealaltă parte, păi dacă e o regulă, nu trebuie respectată, să notăm că nu l-a bruscat, nu l-a bătut, nu l-a înjurat, nu l-a luat de guler, nu l-a nimic, s-a dus și i-a spus mută-te de aici, du-te și vinde în piață dacă vrei să vinzi în piață. Că acolo se vând produse agroalimentare. Acum, la limită, sigur, copiii care vând socată, avem toate motivele să credem că sunt bine intenționați, că ei sunt drăguți, dar pe de altă parte, totuși, vând un produs alimentar. Aici sunt mai multe probleme, exact. E un produs care se putea strica stând în soare acolo. Odată, doi, ce căuta copilul singur în parc, dacă vrei, discutăm și despre lucrul ăsta, că putem să... De ce nu l-a luat polițistul local să-l întrebe cine sunt părinții și să-i identifice astfel încât să-l ducă acasă, că poate asta era problema. Acum... Dacă eu nu mi-aș lăsa copilul singur în parc să vândă socată, înțelegi ce zic? Părinții mă lăsau în parc, sigur, nu vindeam socată, că nu știam să fac, dar... Ce mi-e să vând singur în parc? Nici mie nu vând, cred, nu știu. Așa zici? Da. Iată ce zice șeful poliției locale Motru. El a spus că polițistul local nu l-a alungat pe copil. Nu a știut nimic și cred că era bine ca părinții să fie anunțat intenția copilului de a vinde, pentru că nu se opune nimeni și chiar trebuie încurajate astfel de inițiative. În cazul respectiv, n-a știut despre ce e vorba, polițistul local i-a spus că nu are voie să vândă fără să anunțe într-un fel sau altul autoritățile locale. Pe de altă parte, să ne gândim la situația de fapt, la cazul real. Să zicem că puștul tău vrea să vândă socat, face socată, limonadă, habar n-am. A făcut-o în casă, știi că totul e ok și vinde, poate pentru bani de buzunar să-și cumpere el o minge sau poate vor să facă în gașcă ceva, habar n-am. Și sună la poliția locală, știți, puștul vrea să vândă limonadă în parc, e ok? Îți dai seama cum reacționează? E poliția locală, cred că nu are niciun fel de procedură. Dacă ar fi fost un părinte alături de el, sau mă rog, prin preajmă și ar fi explicat, alta era situația, cred, nu știu. Dacă era un părinte alături de el, polițistul local a vendat părintele. E foarte posibil și asta. E foarte 0372069599. Vrem opinia voastră față de situația asta sau în general? Cum vi se pare reacția poliției locale și ce ar trebui să facă o familie sau
părinții unui copil care vrea să facă un astfel de gest. Să vândă singur cu prietenii limonadă, socată, ceva, să strângă niște bănuți pentru ceva. Ce face într-o astfel de situație, ca părinte? Facem, dar, cum e mai bine? Un copil vinde socată în parc, vine poliția, îl evacuează. Cine a greșit? Cine trebuia să facă? Ce trebuia să facă? Ce face într-o astfel de situație? Luca se încruntă, nu știe. Ai pus prea multe întrebări și mai pe mine mai zăpăcit. Hai să începem. Zi-mă, vine poliția cu Ștefan. Nu e mai bine aia cu cum comentați? Asta e genul de rezistență. Hai să începem cu două mesaje. Uite, o să vă fac un test, băieți, bună dimineața, în primul rând, bună dimineața. Nu, acum, pe la vreo ora 11:30-12, o să mă duc în satul Costad, în Finlanda, de unde stau eu, în orășelul ăsta de câteva mii de locuitori. Mă duc în centrul orașului și o să vedeți acolo, să găsim acolo cel puțin 4-5 copii care o să vândă limonade, care o să vândă prăjiturile de-astea cu afine, cu tot felul de chestii între astea și nu-i gonește nimeni și tot timpul au clienți. E o prostie ce a făcut polițistul ăla, pur și simplu are o viață foarte tristă și vrea și el să aibă parte de acțiune pentru că s-a săturat și el să, nu știu, să păzească parcări. Mă gândesc. Eu nu cred că în Finlanda copiii aceia vând fără să știe părinții, primăria, și poliția. Și comisca-s lucruri organizate, nu? Așa am un feeling. Da, nu cred că în Finlanda vin niște copii de pe undeva, iau autobuzul, se duc de capul lor. Am senzația că acolo, dacă îți lași copilul să facă așa ceva și nu anunți pe nimeni, vine protecția socială. Vine aia de la protecția copilului. Și da, părinții sunt în arest. Practic, copiii de asta vând, da. Părinții în arest. Hai să mai ascultăm. Bună dimineața! Aș fi cumpărat un pahar de socată în locul polițistului Șandor din Sighișoara. Să aveți o zi frumoasă tuturor. Da. Avem o zi. Mulțumim, Șandor. Uite, asta mi se pare o reacție foarte faină. Aha, s-ar fi dus polițistul, ar fi luat un pahar de socată. Bine, ar fi încurajat și pe ăsta micu. Da, cu copilașii care vând semințe de floare pe plajă și vilegia turiștii sună la poliția locală și cer intervenția. Adică acolo cum e? Care e problema? Depinde dacă vrei să iei floare sau nu. Dacă ești obișnuit sau nu. Doru, bună dimineața! Bună! Neața. Salut! Eu nu prea sunt de acord cu antevorbitorii mei. Eu zic că polițistul a procedat corect, atâta timp când a fost agresat copilul. Uh-huh. Din contră, n-ar trebui încurajați. Uh-huh. Eu zic că cu primăria s-ar putea organiza chiar o chestie de genul acesta, să strângă mai mulți copii, să facă acolo... Sub supraveghere sanitară, evident că nu știm ce vinde copilul ăla, în ce a pus socata. Corect, mai face vreo glumă, aia ceva. Aia e problema. Eu am la mine în bloc, apropo, tot în Colentina, stau pe la doamna Ghica, Luca, mai departe, așa un pic, mm-hmm. Bor, dar tot acolo mă duc în piață. Da, da. Vin și vând lapte la diferiți vecini și se duc la ghenă și iau sticle de acolo. Nu cred. Goale, ba da, și... În momentul ăsta ai dat greu celor care cumpără lapte din piață. Aveam o, vecină, da, imediat, înainte să luăm următorul telefon, acum mi-aduc aminte, aveam o vecină care era medic, virusolog, epidemiolog și care întotdeauna când arunca vreo sticlă goală, sticlă de sticlă, la gunoi, o spărgea pe marginea gunoiului. Ca nu care cumva să fie recuperată, că nu se știe niciodată ce ajunge în sticla aia și na. Și o spărgea pe marginea gunoiului, arunca la gunoi. Da. Ce vremuri. Da. Dacă spargi acum sticlete, ia lumea la goană. L-am pierdut pe Vlad, dar l-avem pe Dan. Bună dimineața! Salut, Dan! Salut! Alo! Alo! Da, da, salut, ești în direct. Deci copiii vând... Bună dimineața! Lucruri trăznite. În parc. Vine poliția, evacuează. Cine a greșit aici? Da. Zi. Eu zic că polițistul a greșit. În opinia mea, trebuie să stea lângă copil... eventual să încerce să îi contacteze părinții. Da. Și cam atât. Chiar să cumpere un pahar de limonadă, cum azi, n-am de vorbit. Bun, stai puțin. Deci polițistul să sune părinții, ca să ce? Adică ce să le spună să-i contacteze? Ca să ce? Păi tot erați voi îngrijorați mai devreme dacă copilul este cu grijă cu știința părinților sau nu. Măcar da. Să afle dacă părinții știu că e acolo. Și părinții zic, da, domnule, e acolo, știm de el. Care e problema? Păi și care e problema dacă știu atunci? Păi, alți ascultători au remarcat corect că nu știi ce este în sticlele alea de fapt. Dragilor, dacă, apropo de virusologul de care spuneai tu mai devreme, da. Dacă ne gândim că tot ce băgăm în gură sau tot ce bem, mâncăm, poate fi într-un fel sau altul atins de nu știu ce virus, mai bine mai mâncăm. Mhm.
Tu ești curajos, dar sunt unii oameni care ar vrea să știe că lucrurile care sunt vândute pe post de băuturi sau alimente au verificare. Dar nu-i obișnuit să cumpere de la copil. Nu cumpără. Cumpără ceilalți care nu sunt îngrijorați de aceste... Și dacă se întâmplă ceva, să zicem că se întâmplă ceva. Nu este un scandal monstru. Polițistul a trecut, s-a uitat, a mers mai departe. Ia uite, s-a îmbolnăvit poporul. N-a intervenit. Epidemie publică, da, n-a intervenit. Mulțumim, numai, ne oprim. De ce? Nu mai avem timp. Ne oprim cu dezbatere aici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.